La început, când v-ați reîntors la Craiova, ați fost contestat de o parte a suporterilor, dar acum lucrurile s-au schimbat. Ce ați avut în plus? Cum i-ați făcut să se schimbe? Ce a avut Nicolo Napoli decisiv în chestia asta? Decisiv a avut o serietate de antrenor și lucruri făcute echipa. Se vede în terenul că se mișcă numai bine, luptă numereu, ogni su minge, dar am făcut rezultate. Sunt fericit pentru asta. Dacă vorbeam acum, poate 15-20 de ani, despre un antrenor italian, poate vorbeam despre pragmatism, despre alte lucruri. Vedem echipa dumneavoastră ofensivă, o echipă care place ochiului. Ce s-a schimbat în abordarea stilului italian? S-a schimbat că în fața dau libero, fotbaliștii se mișcă bine. E normal că eu mereu din afară vorbesc mereu cu lor că sunt în teren, dar merge bine treaba, nu ai nevoie de fare schimbare, de fare aia. Acum merge bine, speriamo in continuare. Avem un altro torneo micuț, sunt 9 meci da disputare, dar am încercare de fare mai punte posibil. În 9 meciuri dumneavoastră la FCU Craiova ați făcut aproape același număr de puncte pe care le ușiseră ceilalți antrenori în 21 de meciuri. Da, asta fericit, repet, fotbalistic hanno bagato tutto in terreno, pentru asta am făcut rezultate cu societate, cu antrenori miei de seconde, preparatori fizic, pentru toată lumea ce lucrase în această echipă. Când a sunat telefonul să vă reîntoarceți la Craiova, la ce v-ați gândit primul lucru? M-a sunat o adiță, mititel, nu mi-a zis să mă întorceva la Craiova, ai vorbit cu el și ai răspunsul meu de sine, deci asta e, dic, oraș, echipa mea care lucrase de mult timp, sunt aproape de 20-21 de ani că ai fost aici 6-7 date, 6 date, poi vorbesc în 8 date, 9 date, dar când mi vine inima că merg aici pentru încercare de fare lucruri bine. V-ați temut de, nu știu, poate o reacție negativă a suporterilor, poate și a oamenilor, tocmai pentru că ați venit a 8-a oară înapoi la Craiova. Nu înseamnă nimic că unul vine la antrenori 8-a oară. Se te cheamă padronă, te cheamă societate, e societate că eu sunt aici de 20 de ani, de ce nu devo fare meseria mea? Eu vin pe meseria, e încercare de fare bine pentru echipa, pentru societate, pentru suporterii adevărat de asta echipă. V-ați gândit vreodată că atunci când ați plecat, că vă veți întoarce încă o dată și încă o dată și încă o dată, că ați luat în calcul de fiecare dată o posibilă revenire? De câte ori ați plecat de la echipă? Uneori ați plecat după niște performanțe, alteori, îmi aminte și chiar după un rezultat extraordinar cu Rapid. Vă dire că câte ani a fost aici, ai dat mereu performanță. Pentru asta cred că când te sună o societate, m-a sunat Mitite lui Junior, dar sunt fericit, vuol dire că hanno in mente ce a făcut Nicolo Napoli pentru această echipă. Când ați venit prima oară în România, vorbeam despre Universitatea Craiova și atât. Astăzi, la 20 de ani distanță, vorbim despre două echipe în Craiova, despre suporteri și îndați. Cât pierde orașul din toată chestiunea asta? Pierde mult, nu e problema asta. Pot nu essere două echipe la fel în oraș. Și la fel în Italia. În Italia ci sta Milan, Inter, ci sta Roma, Lazio, giocano mereu împreună în stesso stadion, sunt în tutte due echipa din oraș la fel. Asta e. Dar în Italia, Inter și Milan nu spun că sunt aceeași echipă, sunt două echipe diferite. Pe când aici fiecare se pretinde a fi Universitatea. Știu, hanno bagato multe ani pentru luptare, per avere stemma, dar Universitatea Craiova era echipa când a ajuns eu. A trecut 21 de ani, dar acum e în ballo cine e, cine nu e, dar noi mergem înainte, facem meseria de fotbaliste, încercăm de adunare mai puncte posibile pentru încercare de merge mai sus în clasament. Cât s-a schimbat antrenorul Nicolo Napoli în acești ani, de la prima experiență în România până acum? Ai 20 de ani de experiență, perciò sunt un maturo, dar mereu în terenul vreau 100%, încerc mereu de fare jucare mai bine echipa
dar meci, altul meci. Ați avut vreodată propunerea să antrenați o echipă, poate din București, o echipă cu pretenții mai mari? Pentru că ați fost la Iași, unde și acolo era o situație. Nu am avut niciuna propunere de altă echipă. Dar, de la București. Vi se pare nedrept? Nu știu, vor dire că hanno alte idee, altri antrenori. Eu sunt fericit ce ai făcut în asta 20 de ani, 21 de ani și aici în România. Ai antrenat altă echipă, dar ai o satisfacțiune și fiindcă Domnul Dumnezeu vrea, mi tine bine, eu încerc de fare bine pentru echipă și mi cheamă pentru fare un fotbal frumos. Din Italia ați fost contactat pentru a antrena, pentru că reprezentați ceva pentru fotbalul italian, ați jucat la un club mare. În Italia a fost propus de Liga a doua. Liga a doua, stau acasă cu nipuței mei în Italia, că e mai bine. Vă gândiți să vă stabiliți în România? Să stați definitiv aici? Pentru că atâția ani aveți aici, no, deja vorbiți limba... Nu, vorbesc limba, da, stiu, dar... Nu vă mereu ai în inima mea Sardegna, casa mea, a la Cagliari. România cum s-a schimbat față de primul moment în care ați venit aici? Cum era atunci? Sau ce știați atunci despre România când atunci era pe drum, era, nu era un marciapiedi, nu era un nimic, era slab. Și erau caine pe drum, mi-a ricordo de asta mai mult. Acum s-a migliorat, echipa, drumul sunt mai bine, si stă mai bine. Dar viața în România, viața oamenilor, vi se pare că e schimbată? Adică trăiesc mai bine România azi decât o făceam. Da, cred că e mai bine. Vede oameni că sunt, vede oameni că sunt cum erau 20 de ani fa, dar asta e viața. Și la fel în Italia. Alcune orașe sunt așa, că sunt oameni mereu că fanno viața normală. Da, vă aduceți aminte când ați primit prima ofertă de a veni în România? Cum ați perceput oferta? Cum gândeați oferta? Prima ofertă a fost molto tempo fa, padrone erano Don Mititello e Don Stajko, avevano un futbolista, un sciumatate aveva Mititello, sciumatate aveva... Da. A fost greu să accepta să veniți în România? No, și ce știați despre fotbalul românesc? Nu a fost greu, dar era meseria mea, era începe de cariera mea de antrenor și a accettato ben volentieri. Sunt antrenorii italieni care au reușit în România. Sunteți dumneavoastră, e domnul Bergodi, este Walter Zenga. Au fost antrenori care au reușit. Ce credeți că îi atrage pentru a veni în România? Totuși, și dumneavoastră și ceilalți, nume importante din fotbalul italian. Știu, a fost mereu așa, dar e meseria noastră. Avem sângele ce vrem lucrare mereu cu echipe. Pentru asta. Cine ne cheamă, noi mergem la treabă. E greu de lucrat cu Adrian Mititelu? Greu. Mi dispiace că acum nu e cu noi, sta unde sta, dar spero că fac cadou, că încercăm împreună cu fotbalisti, cu tutta lume, cu supporteri, di cercare di tenere echipa in Liga 3. Credeți că ar fi mai greu cu Gigi Becali decât cu Adrian Mititelu? Cred că Gigi Becali mai tare. Care e obiectivul Craiovei pentru play-out? Încercare de mergere mai sus în clasament, de salvare echipa. Asta e problema, e ideea, credeți obiectivul mai, nostru. Credeți că mai poate retrograda? Fotbalul e așa, că merge bine, că poi nu merge bine. Totul depinde da toți, non da singur antrenor, da giocatore, da societate, da multe treabă.